În ultima ședință, executivul a aprobat hotărârea pentru modificarea și completarea normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap. Biletele pot fi ridicate numai de către persoana cu dizabilități sau persoana împuternicită de către aceasta. Vom aproba în ședința de astăzi încă o măsură în sprijinul persoanelor cu dizabilități. Prin consultările cu organizațiile neguvernamentale am găsit o soluție prin care să reducem birocrația și să asigurăm mai ușor accesul persoanelor cu dizabilități la biletele de călătorie gratuită. Potrivit noilor reglementări, biletele de călătorie gratuită pentru persoanele cu handicap vor putea fi ridicate și distribuite acestora și de către organizațiile neguvernamentale care le protejează și promovează drepturile. Este o soluție alternativă la cele prevăzute până acum în legislație și anume eliberarea biletului de călătorie gratuită numai în baza cererii persoanei cu handicap, a reprezentantului legal sau alte persoane cu împuternicire notarială în acest sens sau în baza cererii asistentului personal. Este încă o decizie din pachetul de măsuri agreate cu organizațiile neguvernamentale pentru a ușura viața persoanelor cu dizabilități.